Bun găsit, dragi prieteni! Am tot citit articole legate de felul în care ne putem îngriji părul în așa fel încât el să aibă un aspect sănătos, să fie sănătos și să arate cât mai bine, să fie des, mătăsos, frumos. Ei bine, lucrul ăsta, îngrijirea părului este foarte importantă. Însă, în același timp și genetica. Unii ne ajută, adică moștenirea din familia unui păr sănătos, cu firul gros, eventual mătăsos în același timp și un păr destul de des, poate să fie, cel puțin din punctul meu de vedere, eu cred că este cel mai important factor, această moștenire din familie. Îl putem ajuta, îl putem trata, putem să avem grijă de el, felul în care îl spălăm produsele respective și, sigur, citind tot felul de articole, putem să folosim și anumite remedii naturiste, cum ar fi ceaiul negru. Nu știam că ceaiul negru poate să ajute un păr și să-l facă sănătos și mătăsos și chiar să îi ajusteze puțin culoarea. El se recomandă persoanelor care au un păr de culoare închisă, niciun caz celor cu părul blond. Și le garantează cumva o împrospătare a culorii, cele care folosesc ceai negru la ultima apă de spălat pe păr și să-l lase să se usuce așa. Le asigură o culoare mai frumoasă, se păstrează pentru mai mult timp în cazul celor care își vopsesc părul, este mai mătăsos și în timp devine și mai sănătos. Sigur, sunt și remediile acelea cu gălbenuș de ou, cu ulei de măsline și așa mai departe, însă trebuie să ținem cont că, așa cum este destul de greu să-ți schimbi culoarea ochilor, dacă nu porți lentile de contact, n-ai cum să-ți transformi culoarea ochilor din căprui în ochi albaștri. Nu poți, și cu pielea e mai dificil, dintr-o piele foarte deschisă la culoare, să o bronzezi, să arate așa ca a unei persoane măslinii cu și brunete, deci ar trebui să ne gândim că aceste trăsături fizice nu pot să fie schimbate dintr-o extremă în cealaltă. Dacă vorbim despre o persoană care nu are un păr foarte des, care are un fir subțire și care se mai și electrizează, nu pot să transforme acel păr, să-l ții mereu foarte lung, să nu se rupă, extrem de bogat, dacă nu-ți pui extensii sau, eu știu, altfel să-ți ajustezi desimea cumva prin mijloace artificiale. Deci, toate aceste tratamente sunt cumva pentru sănătatea, pentru îngrijirea părului nostru de zi cu zi sau săptămânal, dacă ne referim la aceste tratamente, însă nu ne putem aștepta la niște efecte excepționale, adică îmi pun ceai negru și mai fac și niște măști de păr cu gălbenuș de ou și mai îmi cumpăr și nu știu ce tratament foarte scump de la firme cunoscute și sigur că părul meu se va îndesi dintr-o dată și se va transforma dintr-un păr rar și fir subțire într-un păr foarte des cu un fir viguros și rezistent. Nu, lucrul ăsta nu se va întâmpla și trebuie să fim conștienți de asta. Vă pup și ne revedem mâine dimineață, dragi prieteni!